Să vorbim acum despre un caz revoltător, nu atât prin fapte, cât prin lipsa incredibilă de reacție a celor din jur. Patru copii, nu mai mari de 11 ani, trăiesc într-un coteț de 2 metri învelit cu pături și sacoșe rupte la marginea unei păduri din Neamț. Părinții sunt săraci, ce-i drept, dar și neglijează copiii. Trist este că cei din jur care ar putea să reacționeze se facă nu observă. Deși toți vecinii știu cum trăiesc micuții, asistenții sociale au fost chemați de jurnaliști. Tu ce vezi tu? Pe cotețul dărăpânat stau ceaune și butoaie. Acolo, pe acoperișul șubred, este de fapt bucătăria. Mai jos, dacă privești, o crăpătură și o ușă priponită de o mătură ca să stea deschisă. Înăuntru, doi copii murdari zâmbesc. Sunt fericiți de vizita primită. Ai dințișori? Iară-te dințișori. Sunt patru frați, cu totul cu vârste cuprinse între 2 și 11 ani. Doi dintre ei nu sunt aici. Pleacă mereu de fiecare dată când tata lor vine băut și îi bate. Ierul prea bine, la el bine și puși mașină. Acum că de asta tu lumea bine, parcă n-am băut în viața mea. Aici dorm, aici vin, aici mănânc, aici pleacă. Părinții celor mici ar fi venit în zonă în primăvară și au ridicat un loc în care să stea departe de ochii lumii. Au mai fost atenționați că își vor pierde copiii, dar nimic nu s-a schimbat. Pot să fac și propuneri să vă decat din dreptul părintești dacă nu aveți grijă. Nu sunteți dispus să-i dați, să-i crească într-un centru de plasament? Spuneau domnii de la primărie că se cam consumă alcool, așa. Ce ne consumă alcool? Nu știu, ori nasă, ori mama copiilor, nu știu. Eu am mai consumat, dar nu că consum... Exagerat. Soția nu-i nu gustă. Fetița e cam murdărică. S-a murdărit. Oamenii promit acum că vor curăța o cameră în casa socrilor unde vor muta copiii. Altfel, asistenții sociali vor veni din nou peste ei.